Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Vreau să încep prin a le mulțumi sutelor de romașcani care au fost prezenți sâmbătă seara cu ocazia marcării Orei Pământului la activitățile pe care noi le-am inițiat și răspuns încet, am fost foarte bucuros să văd un număr așa de mare de tineri, de persoane și adulte și mai în vârstă care au răspuns pozitiv acestei invitații lansate de noi pentru a salva planeta. Mă bucur că a fost și vremea bună, ne-a permis să ne desfășurăm activitățile și o consider o activitate reușită, având în vedere și această participare numeroasă. După cum bine știți, săptămâna trecută am avut o întâlnire cu consilierii locali pentru a discuta bugetul pentru anul 2017. Mă bucur că au venit cu toții la acea ședință pe care am organizat-o pentru a dezbate împreună bugetul. Și de asemenea le mulțumesc și pentru faptul că au venit la ședința de îndată pentru acel proiect urgent. Sigur că nu ne dorim, nici eu, nici colegii mei din primărie, să stăm să lucrăm peste program, dar uneori, când există astfel de situații de urgență, trebuie să depunem toate eforturile, pentru că o facem până la urmă în interesul oamenilor. Chiar în acea noapte, pe la ora 2:30, până pe la ora 3:30 am semnat documentele ce trebuiau să plece mai departe la București. Deci a fost un efort pe care a trebuit să-l facem cu toții și de aceea am vrut să le mulțumesc și consilierilor locali că au venit cu toții la acea ședință. Revenind la întâlnirea pentru consilierii locali de săptămâna trecută, vreau să vă spun că a fost o întâlnire constructivă. Am prezentat în linii mari proiectul de buget pentru acest an, le-am explicat unde sunt problemele și cu toții am convenit că, din păcate, față de anul trecut, am pierdut circa 80 de miliarde la fondul de dezvoltare, la secțiunea de dezvoltare și va trebui să facem efortul cu toții pentru a atrage cât mai multe sume. O variantă o reprezintă în continuare proiectele europene și ne dorim să depunem cât mai multe proiecte pentru a atrage sume de bani. Și a doua o reprezintă PNDL-ul, Planul Național de Dezvoltare Locală, acum unde noi am depus deja 5 proiecte și care pot aduce bani la nivelul municipiului Roman. Iar o parte dintre consilieri chiar s-au declarat că doresc să se implice pe lângă conducerea Consiliului Județean să încerce să atragă sume de bani pentru municipiul Roman. Chiar i-am încurajat să facă acest lucru și le doresc mult succes. Așa cum bine știți, joi vom avea o ședință de Consiliu Local. O ședință destul de încărcată, cu foarte multe proiecte. Printre aceste proiecte vom avea și cel mult dezbătut până acum și a cărui introducere pe ordinea de zi am tot amânat-o de câteva ori. Se referă la o chestiune pe care dumneavoastră o știți foarte bine și v-am adus-o la cunoștință de atâtea ori, creșterea tarifului pentru deșeurile menajere. Aș vrea totuși să mai precizez încă o dată, ca să fie clar pentru toată lumea, să nu existe echivoc. Practic, tariful de colectare de la Roman nu se majorează, rămâne același. Singurele incidențe pe care le au un preț sunt cele legate de transferul la giro, dar acela e un cost pe care ne-l asumăm. Este o suplimentare de 60 de bani, deci nu aici e problema majoră, ci problema majoră o reprezintă taxa de groapă ecologică de la Girov, care este de 108,4 lei pe tonă, fără TVA.
care induce o majorare destul de substanțială a prețului la gunoi. Practic, pentru fiecare persoană se va plăti circa 12,9 lei pe lună TVA inclus. Noi am încercat și am reușit până acum, chiar dacă această taxă este introdusă de la 1 ianuarie, să facem demersuri pe lângă Ministerul Mediului. Știți foarte bine că inclusiv domnul deputat Leorean a încercat să ne ajute. A depus și acea interpelare în Parlament și eu, prin intermediul Asociației Muncitorilor din România, am făcut eforturi pentru eliminarea acestei taxe. Din păcate, nu am avut sort de izbândă, drept pentru care această taxă este funcțională, operațională și nu mai avem nicio șansă să mai depozităm la Roma, capacitatea fiind atinsă, astfel că de săptămâna viitoare, cu data de 1 aprilie, toate deșeurile vor fi transportate la giro. Noi nu avem altceva de făcut decât să respectăm hotărârea Consiliului Județean, care prevede acel tarif majorat și să începem să plătim de săptămâna viitoare și de luna viitoare. Săptămâna trecută am făcut și o vizită în teren la lucrările care s-au efectuat în cursul săptămânii trecute la mai multe obiective. Am studiat într-o dimineață traficul pe strada Tineretului, știind faptul că dimineața apar anumite probleme la intersecția de la Veronica Micle cu Tineretului, împreună cu reprezentanții ai Poliției Naționale, cu colegii mei din primărie de la Comisia de Circulație, am analizat traficul. Pe timp de vară există un sfert de oră mai greu din punct de vedere al traficului și cel mai probabil cred că în toamnă, dacă bugetul o va permite, să încercăm să semaforizăm acea intersecție. Dar nu este o decizie luată, vom mai monitoriza și în perioada următoare, astfel încât să vedem care sunt condițiile optime. Am observat că atunci când există un agent de circulație în intersecție, se fluidizează traficul, însă în lipsa acestui agent, în perioada 8 fără 10, 8 și 5, traficul se ștrangulează. Am fost de asemenea și pe principalele trotuare din municipiul Roman, acolo unde avem papelele montate. Firma care se ocupă cu reparația acestora a început deja lucrările. Am semnalat și în zona stării civile și la policlinica cu plată o serie de disfuncționalități. S-a intervenit săptămâna trecută și se continuă și în această săptămână pentru remedierea tuturor denivelărilor existente pe trotuarele unde sunt favele. Am fost de asemenea și la blocul galben și la blocul albastru, acolo unde trotuarele au probleme și discutăm de două soluții diferite. Dacă la blocul galben putem în perioada următoare să facem un proiect și trebuie să intervenim mai adânc, în sensul în care trebuie să spargem suprafața existentă și să facem un alt fel de trotuar, vom monta tot pavele. Dincolo la blocul albastru, și iar acest lucru se va întâmpla undeva prin toamnă, după o eventuală rectificare bugetară. La blocul albastru este o lucrare pe care o putem efectua acum. Mă refer la trotuarul dinspre Bulevardul Roman Mușat și aleea care duce în spate la blocul albastru, pe lângă Casa Celibidache. Acolo vom interveni pentru reparația acelui trotuar, acelor trepte și vom monta inclusiv o rampă pentru persoane cu dizabilități. Am fost de asemenea și în parcul municipal, unde
vrem o regândire a ceea ce avem acolo și sperăm ca până la 1 mai să se și finalizeze. Discutăm aici de relocarea spațiului de joacă de lângă terenul de mini-fotbal din parc. Ne dorim amenajarea unui spațiu nou de joacă, modern, cu o suprafață de protecție pentru copii, în spatele Muzeului de Științe Naturale, iar lângă terenul de mini-fotbal să montăm câteva aparate de fitness în aer liber, astfel încât iubitorii de mișcare să poată să facă sport în mijlocul naturii. Începând din această săptămână vom începe montajul limitatoarelor de viteză în preajma unităților de învățământ. Am dat dispoziție în această dimineață la ședința operativă să demarăm această activitate. Iar ca o informare pentru dumneavoastră, vă spun că până astăzi au fost plantați 2500 de arbori de către echipele noastre din primărie. 550 de arbori au fost dați pe plantare către asociațiile de proprietari. Noi mai avem vreo câteva sute de plantat astăzi și mâine, după care această activitate va lua sfârșit, dar vom încheia un protocol cu Arhiepiscopia pentru plantarea a 5.000 de moliști. Printr-o acțiune de voluntariat vom lansa și o campanie de voluntariat. Vom invita instituțiile publice, societățile comerciale și orice alți voluntari pentru a se alătura acestui proiect. De asemenea, începând de astăzi, ne-a început și distribuirea etichetelor sociale. Avem un număr de 3030 de beneficiari. Această activitate va continua până în săptămâna mare. Și tot în această săptămână de miercuri vom începe și distribuirea etichetelor educaționale. Pentru un număr de 62 de familii vom aloca un număr de 74 de etichete. Cam acestea au fost informațiile pe care le-am avut pentru dumneavoastră și vă stau la discuție pentru întrebări. Spuneați că ați avut o discuție constructivă cu consilierii locali. S-a schimbat structura bugetului? S-au făcut amendamente? A fost loc de așa ceva? Nu. Practic, tot ceea ce noi am propus e în corespondență cu posibilitățile pe care le aveam. Am înțeles constrângerile pe care au fost și nu au cerut în plus nimic față de ceea ce era prevăzut în buget. Noi am ascultat, până la urmă, a fost un buget care a rezultat din urma discuțiilor care le-au făcut toți cetățenii municipiului Roman. Și era și normal să corespundă nevoilor tuturor. Am văzut că în prima parte a ședință că există un proiect privind închirierea sau scoaterea la licitație publică a unui teren pentru amenajarea unei parcări. Firma respectivă care v-a cerut acel teren pentru că intenționează să realizeze un supermarket în Roman, aveți mai multe detalii despre aceasta? Eu am văzut că e înființat în 2017 și... În februarie. Un pic ciudat așa că vine cineva de la Bacău, deci este o și știe că în mijlocul Romului este un teren. Este o solicitare mai veche pentru această suprafață de teren. Noi eram obligați să o supunem dezbaterii Consiliului Local. Consilierii locali vor decide în conștiință de cauză. Fac mențiunea că acolo se află un teren proprietate privată care a fost înstrăinat la începutul acestui an, din câte am înțeles. Și în vederea amenajării unor parcări s-a făcut această solicitare. Așa cum vă spuneam, obligația mea a fost să supun dezbaterii consilierilor locali. Consilierii locali vor decide dacă este oportun sau nu închiderea acestui parc. Bun, dar referitor la acea investiție pe care vreau să o facă persoana juridică din Bacău, nu ați primit mai multe detalii? Pentru că e vorba de o investiție pe un teren privat, achiziționat în această perioadă. Corespunde investiția cu puzul și pugul romanului, drept pentru care noi nu putem
să luăm o decizie care să contravină regulilor urbanistice pe proprietate privată. În ceea ce privește proprietatea publică, vom supune la vot, așa cum vă spuneam, consilierilor locali și consilierii locali vor decide. Aveți ideea dacă se vă dă o franciză? Nu cunosc ca unul. Spuneați de, din analiza bugetului a rezultat că s-au pierdut ceva 80 miliarde de lei la fondul de dezvoltare. Detaliat puțin, da. Da. 15 miliarde care ne-au fost alocate mai puțin de la Consiliul Județean în acest an. Deci, după cum știți, în acest an mi s-a alocat 1 miliard față de 16 miliarde anul trecut. Și 65 de miliarde reprezintă impactul bugetar prin aceste majorări de salarii care s-au fără a ni se da și sume de bani cu care s-a acoperit. Da. Ce se va întâmpla cu grupa provizorii? În momentul de față va intra într-un stadiu de conservare, după care vom căuta soluții pentru eliminarea acesteia. Fie la fel ca și depozitul vechi, în sens în care vom începe o serie de demersuri la Ministerul Mediului, fie probabil prin incinerare. Da, și ultima, înțeleg eu din două proiecte de hotărâre de la ședința următoare, că Clubul Sportiv Municipal Roman va încasa de acum taxele pentru târguri? Da, am vrut să le dăm o activitate în plus prin care să-și susțină acțiunile pe care ei le desfășoară. Până acum, după cum bine știți, se făceau tot felul de târguri la nivelul municipiului Roman, organizate de vari asociații sau entități. Și niciodată nu ne plăcea ceea ce era. Adică una le spunea noi să facă, alta făceau. Veneau cu corturi de culori diferite. Era un tarz de flamer. Noi ne-am dorit foarte, foarte mult să fie o activitate gestionată de o direcție a primăriei municipiului Roman. Am considerat Clubul Sportiv poate face această activitate și să obțină și sume de bani pentru desfășurarea activității lor. Să fie în beneficiu romașcanilor și în același timp să fie un târg civilizat. Vom pune la dispoziție 13 căsuțe din lemn și 10 corturi, astfel încât să fie o nuanță unitară la acest târg. Iar banii să rămână la urmă. Da. Din lectura proiectului rezultă că desalubritate în timpul, pe timpul desfășurării unui târg răspunde și Clubul Sportiv, dar și primărie. Le vom împărți sarcinile astfel încât să se desfășoare în bune condiții această activitate, pentru că până la urmă vorbim tot de bugetul primăriei municipiului Roman. Ne-ați vorbit un pic despre aceste consultări pe care le-ați avut cu tot consilierii și v-ați bucurat că cei din opoziție de la PSD au venit. Au venit pentru că așa au dorit ei sau pentru că n-au mai avut ordine de partid să se prezinte? Și de ce considerați că trebuie să le mulțumiți pentru o treabă pentru care ei au candidat și asta e jobul lor, să vină la ședințe, când sunt plătiți din banul public? Da, nu e problema mea ce dispoziții primesc sau cum acționează ei. Eu doar atât sunt bucuros că putem să conlucrăm pentru binele municipiului Roman. Restul mai departe sunt deciziile lor. Revenind la discuția cu transportul gunoiului la groapa de la Giro, de ce credeți că se trece brusc la acest transport? În condițiile în care licitația pentru stația de la deșortare de la Roman nu este finalizată. Practic, acolo se va duce gunoiul în starea în care este. Cum se va proceda? Se va tria acolo? Sau transformăm groapa ecologică de la Girov într-o altă groapă neecologică? Știți foarte bine că noi am militat foarte mult pentru scoaterea la licitație a zonei 2, zona Roman. E un atribut care stă în competența municipiului, în competența județului Neamț, a Consiliului Județean.
Însă noi la Roma trebuie să luăm o decizie pentru că riscăm să ajungem ca municipiul Orșova să fim un oraș al gunoiilor, ceea ce eu nu-mi doresc. E această taxă care deja de 3 luni este suportată de operator. Imaginați-vă că această taxă este mai mare decât tariful de colectare. Și de aceea operatorul nu își poate permite să o mai plătească, de pentru care nu avem de ales. Noi așteptăm să scoată cât mai repede la licitație zona 2, zona Romană, astfel încât, practic, din acel moment, toate atribuțiile în acest sens vor reveni Consiliului Județean. Dar de ce se întâlnie atât de mult? N-am înțeles de ce. Nu e contestată. În momentul de față nu e contestată. Am înțeles că s-ar fi scos, s-ar fi pregătit caietul de sarcini, dar mai mult de atât nu știu. Mă interesează dacă oborul mai funcționează, când și în ce condiții, pentru că acolo tot au fost diverse încercări de a de a fi funcțional, de a face fel de fel, de a muta struguri acolo, de a muta știu eu ce acolo. Mai este funcțional acest obor și în ce condiții? În momentul de față se află în conservare, a fost deziliat contractul de concesiune pentru acel teren. Se află în administrarea direcției bazată pe acolo. Înseamnă că e o gaură neagră, o pierdere acolo, nu? Nu e o pierdere, el, în momentul de față este în conservare. Acolo nici târgul de mașini nu merge deloc. Azi noaptea a fost din nou cu tremur. Nu în mare, dar destul în zona Buzăului de 4 grade. În ce stadiu se află expertizarea clădirilor cu risc seismic, a celor 4 clădiri cu risc seismic pe care ne-ați vorbit în ultima vreme? După aprobarea bugetului vom demara expertizarea celor clădiri. La conferința de presă de la spital mi s-a vorbit despre o serie de cazane pe care primăria le cedează spitalului pentru a se rezolva problema apei calde. De unde ar fi aceste cazane și cine va asigura isterilizarea lor? Da, ele sunt la noi din acele centrale pe care le-am mai primit și de la Piața Neamț. Le avem la noi, le putem da fără nicio problemă la spital și vom asigura și consultanța pentru isterilizare. Pe banii spitalului? Pe banii spitalului. Spuneți-mi un pic, am urmărit în ultima vreme site-ul primăriei, el pare ușor neactualizat, în sensul că, de exemplu, la declarațiile de avere și interese, ele sunt depuse acolo, unele în formă holografă, altele în formă scrise pe calculator, dar nici unele dintre acestea nu apar cu semnătura celui care a făcut declarația. Ce se întâmplă din acest punct de vedere? Da, e vorba de protecția datelor caracter personal, deci haideți să vedem ce spunem. Deci, faptul că legea prevede protecția datelor caracter personal, acolo ați văzut că nu apare decât numele și atât, celelalte date nu apar, semnătura nu apare. Este o obligație legală. Dar asta nu înseamnă că site-ul nu este actualizat. Iar termenul limită de depunere a declarațiilor de avere este 15 iunie. Deci el nu este actualizat cu salariile după majorările acestea. Deci noi dacă luăm de acolo, informațiile acum sunt inexacte. Păi declarația de avere se depune pentru anul 2016. Mă interesează de ce apar, de exemplu, apar declarațiile de avere ale polițiștilor comunitari, dar nu apar declarațiile de avere decât ale funcționarilor, nu a tuturor aparatului din sistem. Când plătești din banul public, ar fi normal să apare toate acolo. Să te duci să știi ce e de acolo. Numai dacă sunt funcționari publici. Doar la funcționari publici. Așa spune legea. Și nici la toți polițiști, doar la polițiștii locali care sunt funcționari publici.
vorbeați de taxe și impozite, taxa pe ruină, în ce stadiu ne aflăm cu aplicarea ei? Îmi spuneau colegii înainte că anul acesta doar lumea a fost avertizată, dar nu s-a trecut la taxarea efectivă. În condițiile în care se va trece, nu veți avea dumneavoastră înși vă o problemă de vreme ce sunt foarte multe clădiri publice cu probleme din acest punct de vedere, dacă este să ne referim numai la policlinică sau la cea din dispensarul acesta din centru sau la celelalte dispensare unde ați văzut că sunt și multe alte clădiri. Da. Deci noi în acest an vom continua inventarul acestor clădiri, vom face somații, iar toate clădirile care vor fi impozitate cu 500% se vor regăsi într-un proiect de hotărâre la sfârșitul acestui an. Clădirile publice nu fac obiectul impozitării. Celelalte care sunt coproprietate, sigur că pot face obiectul acestui demers. Ați vorbit de șansa municipiului de a obține două tipuri de finanțări, cele pe proiecte europene, acolo nu discutăm, lucrurile sunt clare. De ce puneți speranță în acest plan național de dezvoltare rurală? Că știți foarte bine că el se află tot în fixul partidului de guvernământ și în veci curor nu o să dea localităților cu primar de opoziție fonduri. No. Eu sper să nu fie așa. Haideți să lăsăm să se facă analiza pe acele proiecte și după aia vom discuta. Fondurile, așa cum vă spuneam, se dau pe proiecte și nu pe Ați vorbit de reabilitarea trotuarelor. Aici, la blocul, nu mai știu ce culoare are ăsta, asta unde se află drogheria. Despre ăla era vorba. Acolo există o denivelare. I-am atras atenția doamnei viceprimar odată, a reparat într-un colț și acum este ridicat acolo în alt colț. Sperească Dumnezeu să se întâmple acolo. Despre acest trotuar vă spuneam că va face obiectul unui proiect și vom intra în toamnă cu reabilitarea acestui. În toamnă, dacă atunci nu se poate face ceva acolo, să dalele alea, să nu se întâmple nenorocire acolo, că așa sunt ridicate. Deci, s-a reparat săptămâna trecută, acum alături s-a discutăm de cele de jos sau cele de sus? Cele de sus, chiar de la intrarea în magazine. Deci de alea vorbim. Voi trimite pe cineva acolo să vedeți. Da. Mulțumesc, deocamdată. Da. Se apropie sărbătorile de Paște și nu ați vorbit nimic de ornament. Se mai montează anul acesta în municipiu? Da, vom monta. Chiar astăzi dimineața am avut o discuție cu cei de la Direcția de Servicii Edilitare pentru a face un inventar al acestora și în perioada imediat următoare să începem să identificăm zonele unde vom monta. Mai e timp? Bine. Este timp asfaltului. S-a vorbit colega mea de parcarea de la părți, de ce ați fie concesionat. Dar nimeni nu atinge subiectul parcării etajate care de când funcționează anul trecut, nu știu dacă știți, încasările s-au ridicat la 900 de lei pe lună pe parcare, deci 9 milioane. Parcarea a costat miliarde de lei. Intenționat ceva cu acest obiectiv, pentru că, așa cum se spunea la început, amortizarea trebuia să se facă în ien ani. Acum se va face în ien plus 100 de ani. Și sunt niște bani îngropați, după exprimarea unor colegi din Consiliul Local sau oricum mașcanilor. Și prelungesc puțin, acest magazin nu putea beneficia de parcarea aceea, să-i fie cumva. Nu ține de mine. Ai vorbit un pic, intenționează administrația pieților sau dumneavoastră ca administrație locală să revitalizeze acea parcare, nu știu, să o transformați, pentru că cum arată, cu 900 de lei pe lună, s-a investit acolo, s-au cumpărat semafoare, camere de filmat, pentru ce? Ca să se filmeze un spațiu bun, efectiv. Da. Acea parcare a fost gândită nu numai pentru cei care vin la piață și pentru locuitorii din zonă. După cum bine știți, noi o oferim ca și parcare gratuită după intervalul orar. Și
trebuie să ne gândim și la toți cei care locuiesc în zonă și nu au spații suficiente de parcare. Practic a fost o utilitate multiplă. Sigur că am avut o perioadă foarte lungă în care nici nu am taxat la început până se vor obișnui oamenii cu acest sistem. Acea parcare a fost, până la urmă, asumată de întreg Consiliul Local în momentul în care s-a făcut, în momentul în care s-a aprobat. Noi facem toate demersurile să conștientizăm cetățenii și eventual vom trece poate și la măsuri pentru a-i obliga să folosească acea parcare. Însă, mai mult decât atât, noi chiar nu-i putem forța să luăm mașina pe sus, să o ducem în parcare. Nu, mă gândesc la alte acțiuni care să fie profitabile și să poată desfășura acolo. Un târg la piață, noi nu am mai văzut de mult, agricol. Mă gândesc că poate fi folosit să scoateți în administrația piețelor, să poate revitalizați spate. Da, un târg la piață presupune închiderea traficului acolo. Nu știți foarte bine că acum mulți ani s-a făcut un târg de toamnă acolo. Dar a presupus închiderea traficului. Adică există un plan de sistematizare a zonei, de, spuneați dumneavoastră, la întâlnirea cu oamenii de afaceri care au comentat un pic acolo? Acolo vom face un puz, este dat în lucru un puz în acest moment, asumat de către Primăria Municipiului Roman. Și în cadrul acestui puz avem în vedere, așa cum vă spuneam la acea vreme, refacerea unei piețe moderne. Însă trebuie să avem puțină răbdare să apară primele date din puz. Referitor la celălalt subiect, v-am spus, atâta timp ce este o investiție privată, unde nu putem interveni cu o proprietate privată, dacă ei vor dori să folosească parcarea publică, poate bine. Nu e nicio problemă. Nu, prea s-au legat niște evenimente. Întâi, dumneavoastră ați anunțat că acel târg de chilipiruri pleacă pentru că nu știu ce lucruri furate și la o săptămână, în spatele de săptămâna acolo, oamenii au fost trimiși în bazar ca să se concesioneze logo-ul. S-ar putea face o corelație. A fost ceva gândit premeditat. N-au absolut nicio legătură unele cu altele și până nu va fi votul final, nici nu putem discuta. Vorbim în momentul de față de niște proiecte. Ne-ați vorbit că ați fost la lucrări prin municipiu și v-ați oprit la acea intersecție unde se va monta ceva. Dar nu ne-ați vorbit nimic de pietonal unde spuneați că încep lucrarea, dar nimeni nu lucrează. La o colitoare s-a putut niște praf prin găurile alea, spuneați că v-ați întâlnit și nu s-a mai nimic. Geratorul favorit, spuneați că încep asfaltările când. Care este, până la urmă, stadia acestor lucrări? Pentru că și nu să sunteți pus într-o situație neplăcută. Spuneți la fiecare conferință de presă că va începe, va începe, va... Da. Bun, când va începe? Și prăfuim străzile, astupăm greu de peșniști ca să venim săptămâna viitoare să... Oamenii vor ceva concret. Să distruge trecerea la nivel la care ferată e din ce în ce mai... Adică se mai face ceva în oraș? Da, se va face și se vor face lucruri bune. Vă răspund punctual la fiecare. În pietonal se lucrează. Este dat ordinul de începere a lucrărilor. Muncitorii sunt acolo, cel puțin eu când am trecut săptămâna trecută, i-am văzut că erau la lucru. În ceea ce privește ocolitoarea Roman Vest, acolo sunt soluții de avarie până când vor porni stațiile de asfalt. Pentru că dacă temperaturile nu sunt de un anumit grad, deci am înțeles că să fie inclusiv pe timp de noapte 10 grade ca să poată să pornească stațiile de asfalt. Și ulterior se va trece la reparația finală a celor, acelei străzi. Însă până când vom avea stațiile de asfalt funcționale, trebuie într-un oarecare fel să mai acoperim din acele găuri. Până la urmă avea am ieșit de mine iarnă. Legat de asfaltările de la geratorul de la Favorit și nu numai, în această săptămână se finalizează procedura de atribuire a acestei licitații. Ulterior, dacă nu vor exista contestații, săptămâna viitoare vom semna contractul, dar de asemenea depindem de deschiderea stațiilor de asfalt. Deci e posibil să fie stopaș. Depinde când vremea va permite deschiderea stațiilor de asfalt. În proiectele de hotărâre figurează două, privind
un parteneriat cu ADFS-ul și cu locatul pentru grădina zoologică. Deja este o denumire nouă, grădina zoologică în parcul municipal. Cum? Dați-ne câteva detalii. Nu e. Va fi cu taxă, fără taxă, se va reamenaja locul, boxele cu animale, cu păsări. Exceptând denumirea, nu se schimbă absolut. A, cum e denumirea? Spuneți că reușim să confecționăm 13 căsuțe și să achiziționăm niște corturi pentru târgul de pace și eventual vor rămâne la CSM. Sunt banii în buget, pentru că astea nu erau prevăzute inițial în buget. S-au modificat bugetul pentru sumele respective. Am văzut că e o sumă de 50.000 de lei alocată pentru căsuțe. Da, am făcut modificare de buget și pe proiectul de buget au luat și aceste căsuțe. 10 căsuțe le achiziționăm, 3 le construim noi la platformă și urmează încetul cu încetul până la Târgul de Crăciun să ne facem un stoc de 20 de căsuțe ale noastre. Și vor rămâne la CSM? Care vor rămâne la CSM în acest moment și ulterior, în momentul de față, avem și 10 corturi de la Direcția Administrare a Piețelor. Le-am recuperat de acolo și de asemenea le vom da tot la... Adică va fi o imagine unitară la... Asta ne dorim. Dar nu după modelul de la piatra. Nu după prețul la piatra. Poate fi modelul unitar ca la piatra. Modelul poate e similar, dar prețul sigur. Nu știu că v-am întrebat de Paolo. Sensul celălalt de favorit va fi reparat, modernizat. Cam care sunt lucrurile care se vor face până? Se va turna un nou strat de asfalt. Și atât? Da. Pentru că reprezentanții primăriei romani spuneau anul trecut, acolo există diferență de nivel. Și fiind diferență de nivel, întotdeauna, indiferent de stratul de asfalt ce se va turna, întotdeauna se va ajunge ca în primul an 2 lucrurile să trebuie scălate de la început. Pentru că se va, din cauza traficului greu, fiindcă acolo este trafic greu, se va ajunge iarăși ca diferența de nivel să se vadă. De asta v-am întrebat. În acest moment nu luăm în calcul decât turnarea unui nou covor asfaltic pentru uniformizarea teritoriului. Deci atât. Bicicletele, v-ați ieșit cu ele de ora Pământului. Am înțeles că v-au abordat rămășcanii și v-au întrebat pe când se putea să putem să circulăm mai des cu bicicletele în oraș. Trebuie să avem și o infrastructură care să ne permită piste de biciclete. Noi am avut în trecut un proiect depus la Ministerul Dezvoltării, însă ulterior după schimbarea au picat acele investiții. În momentul de față, din păcate, nu avem o infrastructură care să permită și amenajarea unei piste de biciclete. Noi avem în continuare în vedere acest proiect. Dacă vor apărea linii de finanțare, vom vedea. Și de asemenea, nu am abandonat nici ideea amenajării unei faleze pe râul Moldova, care să prevadă și astfel de piste de biciclete. Da, am înțeles că acolo problema sunt apele române. Vom face demersuri, vom merge la Minister. Chiar săptămâna viitoare mi-am propus să merg la Minister cu mai multe probleme. Am uitat să vă întreb ce proiecte ați agreat în buget dintre cele selectate de la acele întâlniri cu ONG-urile, cu bisericile, cu oameni de afaceri care ați văzut, au cerut de 3 ori bugetul român sau de 7 ori bugetul român. Apare un proiect scris în... La dezbaterile cu ONG-urile, ați văzut, în urma acestor dezbatere am supus spre dezbatere publică și ulterior spre aprobare 3 ghiduri de finanțare. De asemenea, și din discuțiile pe care le-am avut cu învățământ, am prevăzut sume de bani și pentru reparații la acestea. Practic din toate. Am încercat să acoperim câte puțin din fiecare în urma discuțiilor avute. La biserici ce ați acordat? La biserici luăm în calcul acordarea unor sume fixe anuale pentru plata utilităților. Lucru care se va întâmpla către toate bisericii. Primăria Roman se află în litigiu cu zona de firme cu firmele de construcții, ținând cont de faptul că, de exemplu, în Român, care a fost, nu știu dacă contractant direct, dar nu mi-am găsit eu, subcontractant la una din lucrări, are mari dificultăți ajunse
în penal la Bacău, pe un proiect european unde lucrurile n-au stat deloc. Nu privește municipiul nou. Nu privește municipiul, dar cu Roma nu. E problema lor. Dar cu Roma nu are o relație corectă această firmă? Atâta timp cât își onorează obligațiile asumate prin contract, nu avem nicio problemă. Există alte firme care ați avut dispute pe problema calității? Noi avem mai multe litigii cu mai multe firme. Așteptăm instanțele să se pronunțe în urma prevederilor contractuale pe care le avem. Dar în ce constă pe problema asta fictă a calității? Și pe probleme de calitate, recuperare, sume. Nu ne puteți spune exact despre ce firmă este vorba? Sunt mai multe, nu să vă dau. Să completați la lucrări cu pasajul, cu trecerea minilor, ca să mai reușiți să discutați cu cineva? Acolo sunt trei proprietari, e foarte greu de discutat cu toți. Problema s-a blocat la CFR, unde au spus că nu au sume de bani alocate pentru acest proiect. Noi vom relua discuțiile în această primăvară, să vedem dacă în acest an au sumele de bani prevăzute. CSM Roman va organiza toate manifestările, nu care fiind de club, de turneul Roman Ușat, dacă toți fac treburi sau nu. Vom vedea. Sunt unele care le vom păstra în cadrul primării.